doamnelor și domnilor, fiți gata să vă bucurați de o oră memorabilă alături de Cabral. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Ce spun românii! Îmi dau seama că foarte multe întrebări care m-au chinuit o viață își găsesc răspunsul aici la Ce spun românii. De exemplu, am întrebat 100 de români ce ar lua un om foarte calic cu el în mormânt ca să nu-i lase soției nimic. Doi dintre ai noștri au răspuns că ar lua casa. E și asta o variantă. Însă, noi în această seară nu luăm nimic, ci doar dăm. Dăm uneia dintre familiile cele două care se luptă. Doamnelor și domnilor, în stânga mea, familia Chiruță se află astăzi la cea de-a doua ediție în care participă. Și în dreapta mea, familia Ghinea, care vrea să fure caimacul. Știți deja cum funcționează. Avem pe panou cele mai populare răspunsuri, iar dumneavoastră trebuie să le ghiciți. Familia care ghicește răspunsurile va câștiga, evident, premiul ediției, banii, dar în același timp și premiul cel mare, o mașină de familie extrem de spectaculoasă. Of, frumoșilor! Familia Chiruță! Silvian este capitanul ei. Te rog frumos să ne prezinți restul echipei. Soția mea Cristina. Vărul meu Mircea. Și bineînțeles, Mericeara Ana Milena. Foarte frumos și zâmbăreți. Să aveți bască. Milena, că mă durea și dau high five, facem. Asta mă pornește până la urmă. În cealaltă parte avem familia Ghinea, o familie foarte talentată și extrem de muzicală. Ei sunt conduși în luptă cu mână de fier de Iuliana, care acum zâmbește, dacă nu aveți încredere în zâmbetul ei. Iuliana, tu ești capitanul, te rog frumos să ne prezinți restul echipei. Bună, soțul meu Costin. Salut, Costin. Soacra mea Mami, Mariana. Socul meu Tati, Constantin. Tu ai venit cu socrii. Da. Așa curaj? Da. Așa familie unită? Așa familie pentru că părinții mei sunt plecați departe și așa că am o altă familie care m-a primit în sânul ei așa cum se cuvine. Foarte frumos! Foarte frumos! Familia Chiruță, baftă! Familia Ghinea, baftă! Doamnește! Runda 1! Silvian, te rog frumos să pur... Dar ce-ai plecat așa amărât? Deci a plecat, aoleu, iar are că treabă cu mine. Așa a plecat. Sunt aici. Și Iuliana, haide! Să vedem câte răspunsuri avem la această întrebare. Ia uzi, ia. Wow. Iha! 8 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce parte a corpului nu are pereche? Capul. Capul. Să vedem ce spun românii. Wow. Are pereche. Iuliana? Nasul. Să vedem ce spun românii. Sau naș. Spune-mi, jucați sau pasați? Încercăm, o jucăm. O jucați? Da. Ce cu joc. Hai să jucăm. Costin, am întrebat 100 de români. Ce parte a corpului nu are pereche? Gura. Gura. Nu are pereche gura. Depinde. Ce frumos. Lipicios al nostru. Bravo. Cine mănâncă mâncare caldă câteva săptămâni de acum încolo? Bravo. Să vedem ce sunt românii. Salut. Foarte bine, foarte bine. Mariana, nu vă sfătuiți între voi. Nu e voie. Am întrebat 100 de români. Ce parte a corpului nu are pereche? Burta.
purta. Stomacul. Adevărul e că avem una. Una și mare. Și mai avem și pe a doua. Și mare. Chiar ar... Cum adică? Adică, ei, la unii, nu la sunt tras prin mine, doamna, așa trup perfect, 120 de kg de dulceață, mai rar întâlnit. Se poate așa ceva? Să vedem ce spun românii. Oh, nu la burtă s-a rândit. Și eu mă mir. Constantin, am întrebat 100 de români. Ce parte a corpului nu are pereche? Gâtul. Gâtul. Așa e. Să faci gât, nu faci gâți. Așa e. Să vedem ce spun românii. Nu la cât s-au gândit. Familia Chiruță, gândiți-vă, sfătuiți-vă, vedeți ce faceți. Pentru că s-ar putea să se ivească șansa să vă fure întrebarea și punctele. Iuliana. Deci nu are pereche. Am întrebat 100 de români. Ce parte a corpului nu are pereche? Limba. Limba! Ce simpatic, limba. Da. Să vedem ce spun românii. Iată că nu limba. Familia Chiruță vă ascult. Milena. Inima. Mircea. Inima. Cristina. Inima și eu. Nu te grăbi. Când ești tot bine. Inima. Inima. Ce parte a corpului nu are pereche? Inima, zici. Corazonul. Foarte bine, răspunsul preferat. Foarte bine. Câștigă această rundă familia Chiruță. Prima rundă a fost grea? Nu. Hai să vedem ce răspunsuri nu ați ghicit. Răspunsul cu numărul 8. Buricul. Corect. Da. Ce? Ai spus buric? Răspunsul cu numărul 7. Îl lăsăm în pace. Răspunsul cu numărul 6. Splina. Răspunsul cu numărul 5. Și răspunsul cu numărul 3. Pane. Ficatu. A fost greu? Greu? S-a făcut sondajul în spital. Nu știu unde s-a făcut sondajul, dar sigur nu în spital. Hai să trecem la întrebarea numărul 2. Costin și Cristina, haideți în față. Mâna la spate, una lângă buzăitor. Mulțumesc. Să vedem câte răspunsuri avem. 8 răspunsuri, dragii mei. Am întrebat 100 de români. Ce nu v-ar plăcea să facă șoferul ambulanței care vă duce la spital? Te ascult. Accident. Corect. Să vedem ce spun românii. Foarte bine. Foarte bine, Cristina. Jucați sau pasați? Jucăm sau pasăm? Pasăm. Hai să pasăm. Pasăm. Hai. Mariana. Am întrebat 100 de români. Ce nu v-ar plăcea să facă șoferul ambulanței care vă duce la spital? Să nu se oprească. Da. Să meargă în continuare. Șeful, ce facem? Hai că am umplut o țigară. Da, să nu se opresc. Nu la asta s-au gândit ai noștri. Constantin, am întrebat 100 de români. Ce nu v-ar plăcea să facă șoferul ambulanței care vă duce la spital? Să nu intre în curbă cu viteză, să mă răstoar. Da. Nu ți-ai dori să... Nu. Să intre în curbă cu viteză. Hai să vedem ce spun românii. De fapt. Cel de-al doilea X. Nu e greu. Nu vă complicați. Gândiți-vă la ce au răspuns
oamenii pe care noi i-am întrebat. În același timp, familia Chiruță, sfătuiți-vă, iată că înainte vreme s-ar putea să aveți ocazia să le furați punctele, Iuliana. Am întrebat 100 de români. Ce nu v-ar plăcea să facă șoferul ambulanței care vă duce la spital? Să nu treacă pe roșu. De eu aș vrea trece. Să treacă pe roșu. Că dai ambulanță dacă nu l-am un taxi, nu? Ce-ai putut, mă, și pe mine repede la urgență? Să prindă toate semafoarele de verde. Să nu treacă pe roșu, asta mi-a zis. Asta este primul răspuns. Da. Așa ceva. Bine. Dacă o fi pe panou. Doamne ajută să fie. Hai să vedem. Ce au zis românii? Ce spun românii? Nu! Nu, nu e acolo. Familia Chiruță, vă ascult, Milena. Eu. Să nu bea. Să nu fie băut la volan. Corect. Deci nu... Zic. Dar este frumos. Că nu merge, dați să facă bine, băiat. Am o urgență și dacă nu pot dați, o fac pe-a doua. Ce asta e adevărat? Da. Mircea? Tot să fie băut. Deci nu, trebuie să fie. Să fie băut? Dar nu trebuie să fie. Nu trebuie să fie băut. Nu mi-ar plăcea să fie băut. Te hotărăști săptămâna asta? Săptămâna asta? Da. Cristina? Să nu oprească la culoarea roșie. Deci ce mi-ar plăcea să facă, să treacă pe roșu. Adică, cum ce e? Nu v-ar plăcea să facă șoferul ambulanței să care vă duce la spital? Semafor. Nu v-ar plăcea, așa, ok. Silvian, nu te grăbi. Nu mă grăbesc. De să nu meargă beat la volan. Să nu fie matrafoxat, cum ar fi în exercițiu. Nu că s-ar fi întâmplat vreodată. Să știi că ei sunt foarte disciplinați. Sunt convins. Am făcut voluntariat la salvare și oamenii ăia sunt extrem de disciplinați. Foarte bine, foarte bine. Da, mai sunt și excepții. Deci nu mi-aș dori într-adevăr. Întotdeauna există excepții. Fără discuție. Eu nu le-am cunoscut. Să vedem ce spun românii. Să bea și câștigă această rundă familia Chiruță! Haideți să vedem ce răspunsuri nu au fost ghicite. Răspunsul cu numărul 8. Da. Și asta. Nu deranjați, șoferul doarme. Răspunsul cu numărul 7. Să fumeze. Și asta. Da. Așa au zis românii? Da. Așa zic eu. Răspunsul cu numărul 5. Să da, iubire, vine, da, stai un pic, stai că-s cu un domn aici, da, da. Da, da, are, are ceva pul, stai că vine acum. Răspunsul cu numărul 4. Ia uite, nu mai avem benzină. Ca să te vezi, vrei. Ia uite ce situație. Mai puțin. Răspunsul cu numărul 3. Să pună frâne bruște, da? N-ai vrea să pună frâne bruște. Da. Tu te duci primul. Și după aia asistentul vine și dă și el una, să fie sigur că nu scapi. Răspunsul cu numărul 2. Ce la viva. Dacă șoferul ambulanței în care tu ești merge cu geamul jos, scotul pe geam și muzica tare și încet, ta-ta-ta, nu vrei așa ceva. Că nu, nu prea scapi. A fost greu? A? A fost greu? Nu greu. N-a fost greu. Ne-au pasat. V-au pasat mortul, dar mortul nu era așa de dificil. Mă rog, vorbind de ambulanță, nu-i bine să vorbești de mort. Pisica. Nu? Vă reveniți? Promiteți? Trebuie. Perfect. Luăm o pauză scurtă, doamnelor și domnilor. Și revenim cu două familii frumoase și alte întrebări. Iscusificluite. Alături de familia Chiruță și de familia Ghinea. Mariana versus Mircea. Haideți. Să vedem câte răspunsuri avem. 7.
8 răspunsuri. Am întrebat 100 de români. Ce folosiți zilnic, dar uitați mereu să cumpărați? Te ascult? Pastă de dinți. Să vedem ce spun românii. Foarte bine! Mariana? Apă. Să vedem ce spun românii. Nu. Te rog, jucați sau pasați? Ce doriți să facem? Jucăm. 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 Joacă! Hai să jucăm. Mirena. Am întrebat 100 de români. Ce folosiți zilnic, dar uitați mereu să cumpărați? Hârtie igienică. Hârtie igienică. Încercăm. Folosim zilnic. Da? Dar uitați mereu să cumpărați? Ne mai uit din când în când. Pe listă, de lista din cumpărături. Am înțeles. Încercăm. E acolo jos. Fii. Să vedem ce spun românii. Hârtie igienică. Era pe panou, iată! Foarte bine! Am întrebat 100 de români. Ce folosiți zilnic, dar uitați mereu să cumpărați? Pâine. Pâine. La pâine m-am gândit și eu. Bune. Niciodată n-avem pâine. Și cum nevastă mea nu cumpără niciodată. Normal. Apropo. Să vedem ce spun românii. Foarte bine, pâine. Răspunsul preferat al românilor este pâine. Cristina. Am întrebat 100 de români. Ce folosiți zilnic, dar uitați mereu să cumpărați? Săpun. Săpun. Crezi tu? Sper. Sper. Să vedem ce spun românii. Foarte bine! Foarte bine! Jumătate din răspunsuri sunt deja ghicite. Mircea. Am întrebat 100 de români. Ce folosiți zilnic, dar uitați mereu să cumpărați? Timpul, hai. Legume, hai. Nu știu, legume, nu-mi vine nimic acum în cap. Legume, hai. Nu am cum să folosesc legume de mână, dar hai. Aste? Milena. Încercăm. Ne scoate, Milena. Am întrebat 100 de români. Ce folosiți zilnic, dar uitați mereu să cumpărați? Gel de duș? Gel de duș. Gel de duș. Folosim zilnic? Da. Unii dintre noi, cel puțin. Și asta. Adevărat. Să vedem ce spun românii. Familia Sigur? Ghinea. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Și vă sfătuiesc să faceți așa. Dacă se ajunge la ei, au șanse mari să vă fure punctele. Silvian, am întrebat 100 de români. Ce folosiți zilnic, dar uitați mereu să cumpărați? Apă minerală. Apă minerală. Plată. Apă minerală. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu! Familia Ghinea, să vă aud, Constantin. Cafea. Mariana. Cafea. Constin? Să zicem și zahăr, dar trec tot pe cafea. Stai. Nu te grăbi. Gândește-te bine. Tu ești capitanul. Tu decizi. Ce folosiți zilnic, dar uitați mereu să cumpărați? Cafea. 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 Noi suntem băutori de cafea. Să vedem ce spun românii. Cafea, foarte bine, și câștigă această rundă familia Ghinea! Emoții, Ghinea, emoții! Da. E greu să fii capitan. Este. Și la voi atâtea variante și nu v-ați mai gândit la nimic. Să vedem răspunsul cu numărul 8. Șervețele. Răspunsul cu numărul 6. Cât? Sare! Cine? Sare, cine poate? Și răspunsul cu numărul 5? Da. E adevărat? Este, nu? Iată. Cum am ajuns noi la cea de-a patra întrebare, cea care punctează dublu. Mirena, ai plecat bine. Constantin, hai!
alte răspunsuri. 6. Întrebare grea. Ce situație? Am întrebat 100 de români. Ce fac adolescenții când fiulesc de la școală? Te ascult? Da. Inoche, închide televizorul chiar acum. Închide televizorul ăla. Unde dă? Mă n-auzi? Asta depinde, nu știu. Depinde. În parc. Așa boschetăreală. Zic, încerc. Să vedem ce spun românii. Pe boschet. În timp ce se plimbă, nu știu ce mai fac. Constantin? Merg la o cafenea. Sau la un suc. Cafenea. Să zicem. Să vedem ce spun românii. Bar, terasă, foarte bine. Răspunsul favorit, ghicit de tine. Spune-mi, jucați sau pasați? Jucăm. Jucați? Jucăm. Ce că joacă. Hai. Iuliana, am întrebat 100 de români. Ce fac adolescenții când chiulesc de la școală? Timpul. Merg la cluburi de calculatoare, chestii, nu știu. Cred că asta fac. Asta făceam eu când chiulem de la școală. Să vedem ce spun românii. Bine, nu asta. Da. Costin. Am întrebat 100 de români. Ce fac adolescenții când chiulesc de la școală? Păi ies la o țigară, cred. Adolescenții peste 18 ani. Cine? Sper că ai închis televizorul la fetiță. S-a potrivit. Întrebarea asta îmi cauzează de rău. Acea cu bufeuri. Maia, Mariana. Am întrebat 100 de români. Ce fac adolescenții când chiulesc de la școală? Stau cu telefoanele în mână și se joacă. Bun. Măcar atât. Da. Mai cu minte așa. Să vedem ce spun românii. Cei mai mulți. Nu asta se pare că fac. Familia Chiruță, sfătuiți-vă. S-ar putea să reușiți să furați această întrebare. Constantin, am întrebat 100 de români. Ce fac adolescenții când chiulesc de la școală? Merg la un film. Merg la un film. Ok, ok, s-ar putea. Să vedem dacă e pe panou. Foarte bine! Foarte bine! Două răspunsuri mai aveți. Iuliana și Costin. De voi depinde runda asta. Am întrebat 100 de români. Ce fac adolescenții când chiulesc de la școală? Merg la mall. Merg la mal. La mal. Se duc la mal. Poate ies eu la mal. Să vedem ce spun românii. Foarte bine! Totul depinde de tine. Nu șoptim? Nu șoptim. Totul depinde de tine. Am întrebat 100 de români. Ce fac adolescenții când chiulesc de la școală? Timpul. Merg cu mașinile, nu știu, ies la plimbare. Merg cu mașinile. Da. Nu știu, n-am idee. Nici tu nu ești mulțumit. Nu, sincer, nu. Putem să o pasăm? Prea târziu. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu fac asta! Familia Chiruță, vă ascult! Milena! Joacă fotbal! Mircea! Super, joacă fotbal! Cristina! Fotbal! Nu te grăbi! Fac sport, joacă fotbal! Nu te grăbi! Fac sport, joacă fotbal! Eu zic, gândește bine! Fac sport, joacă fotbal! Nu ți-ai luat o secundă să mai gândești o dată! Fac sport... eu acum îmi dau seama! Tu repeți ce zice Cristina! Da, draga mea!
Am înțeles. Se gândește că... placa. Am înțeles. Se gândește că e nerăbdător să deschidă televizorul și să mai scurteze. Da. Să nu vadă. Să vedem ce spun românii. Nu! Nu asta! Și câștigă această rundă familia Ghinea! Jucat bine, un singur răspuns a rămas nedescoperit. Foarte bine jucat. Să vedem. Răspunsul cu numărul 5. La o întâlnire cu... Cum să nu te gândești la biliard? Jumătate din liceu am jucat... Opa! Ce? Am zis eu ceva. Am zis eu ceva de jumătate. Niciodată. Felicitări pentru puncte. Ca să vezi treaba. Mergem acum la întrebarea numărul 5, care din nou este întrebare care punctează dublu. Silvian și Iuliana, vă rog să vă copiați. Să vedem câte răspunsuri avem. Șapte răspunsuri. Sunteți pregătiți? Da. Am întrebat 100 de români. Dacă ați sunat la ușa unui necunoscut, ce nu v-ar plăcea să-l vedeți ținând în mână când vă deschide? Te ascult? Făcălețul. Făcălețul! Cineva a trecut prin clipe grele. Să vedeți ce spun românii. Nu făcălețul. Liliana. Mătura. Să vedem ce spun românii. Bravo. E pe panou, e bine. Jucați sau pasați? Vule, jucați? Jucați. Costin, am întrebat 100 de români. Dacă ați sunat la ușa unui necunoscut, ce nu v-ar plăcea să-l vedeți ținând în mână când vă deschide? Un cuțit. Ce cartier, stai, scuze-mă. În Ploiștea. Și așa rău acolo? Nu, că i-am prieten. De bucătărie, spune. Turcul meu e din Ploiești, nu mi-a povestit niciodată de asta. A, e... Cum e turcul și pistolul? Nu, că e de fapt grec, în sfârșit. Să vedem ce spun românii. Cuțit! Foarte bine! Foarte bine! Mariana! Am întrebat 100 de români dacă ați sunat la ușa unui necunoscut, ce nu v-ar plăcea să-l vedeți ținând în mână când vă deschide? Un prosop. Ha-ți. Ai văzut Constantin unde s-a dus cu capul? Să vedem ce spun românii. Ce spun românii, ăsta e important. Nu la prosop s-au gândit, Constantin. Am întrebat 100 de români. Dacă ați sunat la ușa unui necunoscut, ce nu v-ar plăcea să-l vedeți ținând în mână când vă deschide? O sticlă de băuturi. Alcool. Bine ai venit. Nu? Sau s-o țină de gât invers. Da. Să vedem ce spun românii. Cel de-al doilea X spun românii și familia Chiruța are șansa să vă fure întrebarea. Sfătuiți-vă. Iuliana, am întrebat 100 de români. Dacă ați sunat la ușa unui necunoscut, ce nu v-ar plăcea să-l vedeți ținând în mână când vă deschide? Polonicu. Da, ce mai gău? Polonicu? Și dacă e de plastic? N-ai făcut nimic. Să vedem ce spun românii. Da. Nu, ei bine, nu. Milena. Eu. O bută. Mircea. Un pistol. Cristina. Bută. Da, ce-mi place la voi că sunteți prietenoși, rău. Nu te grăbi. Suntem bâtă. Nu te grăbi. Cu bâta, adică, da. Vă întreb și, voi, și pe voi cei de acasă. Dacă ați sunat la ușa unui necunoscut, ce nu v-ar plăcea să-l vedeți ținând în mână atunci când vă deschidă? Ia gândiți-vă. Ce nu? Spune-mi, Silvia. O bâtă. O bâtă. Da. O bâtă! Foarte bine! Și familia Chiruța câștigă și această rundă! Foarte bine! Haideți să vedem răspunsul cu numărul 7. Nu, acum serios. Nu, de ce zici?
Ding dong! Ai vrea să vezi de ceva? Nu, nu, serios acum. Nu știu ce făcea cu ea în casă. Ideea e că ți-a răspuns ție cu drujba mâna la ușă. Nu vrei așa ceva. Răspunsul cu numărul 6. Bună, tot la bucătărie. Drujba e de bază. Dacă mai ține și pe șifonier. În casă. Bun. Important e ce spune românul. Răspunsul cu numărul 4. Trebuie să fie și topor 2. Cu apă. Eu. Cu ce-o fi? Prietenul. Spuneți. N-ați vrea. Nu sunt eu. Și răspunsul cu numărul 2. Topor. Topor. Nu, acum serios. Cine nu ține un tropor și o drujbă după ușa la intrare? Nu, pe bune. Dragii mei, intrăm acum în cea de-a șasea întrebare. La momentul acesta, scorurile arată în așa fel încât se poate întoarce oricând roata. Cristina și Costin, haideți în față. Să vedem câte răspunsuri avem. 7 răspunsuri. Să vă zic din start că răspunsul la următoarea întrebare sigur nu este negri. Am întrebat 100 de români. Ce se poate face din făină? Te ascult? Pâine. Pâine! Să vedem ce spun românii. Foarte bine, răspunsul favorit, Cristina, din prima. Spunem, jucați sau pasați? Jucăm. Jucați. Ce că joacă. Hai. Mircea, am întrebat 100 de români. Ce se poate face din făină? Tăiței. Tăiței! Ce ne place runda asta cu mâncare nouă este? Să vedem ce spun românii. Și cumpără direct, vezi? Milena. Am întrebat 100 de români. Ce se poate face din făină? Prăjitură. Să vedem ce spun românii. Să vedem. Trebuie. Foarte bine! Silvian. Am întrebat 100 de români. Ce se poate face din făină? Aluat. N-a luat. DNA-ul știe. Exact. Să vedem ce spun românii. A luat, foarte bine! Foarte bine! Cristina, am întrebat 100 de români. Ce se poate face din făină? Cozonac! O fi? N-o fi? Trebuie. Trebuie să fie. Cozonac, foarte bine! Mircea, am întrebat 100 de români. Ce se poate face din făină? Blat de tort. Blat. Blat. Blat, ca la fotbal. Nu, că la nu-i bun. Nu, asta de tort e. Mamăi. Să vedem ce spun românii. Nu, nu blat. Nu blat. Iar acum familia Ghinea are dreptul să se sfătuiască. Sunt șanse să le puteți fura întrebarea. Milena, am întrebat 100 de români. Ce se poate face din făină? Gogoș. Mamă, și să pui și acolo așa în scârbă niște gem. Ce gem, Cristina? De căpșun. De căpșun. Fai. Și niște smântână? Vai, văleu. Ai, lelei. Să vedem ce spun românii. Gogoș, foarte bine! Am întrebat 100 de români. Ce se poate face din făină? Ce se mai poate face din făină? Ce se poate face din făină? Covrigi. Covrigi! Bravo! Covrigi.
De ce nu? Nu! Nu covrigi! Merg acum către familia Ghina! Constantin! A luat Maia și Secar, era o vorbă. Mariana! Clătite! Costin? Mergem pe clătite. Iuliana, nu te grăbi. Nu te grăbi. Îmi dau seama... Îmi dau seama că ești influențată de restul echipei, dar poți veni și cu un răspuns de-ale tale. Răspuns final. Clătite. Clătite. Să vedem ce spun românii. Clătite și câștigă această rundă! Familia Ghinea, în aplauzele voastre, doamnelor și domnilor! Mai mult de atât, ați câștigat și această ediție. Mergeți mai departe! Da, s-a terminat, sunt doar 6 întrebări. Felicitări, familia Chiruța a jucat bine. Chiar a jucat bine și a fost extrem de simpatic. În același timp, familia Ghinea are șansa să meargă mai departe și în același timp, în această seară, să intre în runda Fulger. Dacă veți reuși să strângeți 200 de puncte, primiți și premiul ediției în valoare de 2500 de lei. Dar până atunci mă duc, pentru că nu am uitat, nu-i așa? Să întorc ultimul răspuns, cer cu numărul 7. Plăcintă se mai poate face din făină! Pauză scurtă, doamnelor și domnilor! Luăm acum o pauză foarte, foarte scurtă și revenim cu familia Ghinea, care intră în runda Fulger! Acești patru simpatici au reușit să câștige astăzi și merg mai departe în ediția următoare. Până atunci însă au de luptat în runda Fulger. Cine participă? Noi doi. Voi doi? Haideți alături de mine. Stânga dreapta, așa. Cu măgarul între voi. Emoții? Eu nu am. 5 întrebări pe care le voi pune succesiv. Cine? Primul? Cine al doilea? Să meargă capitan. Capitanul primul? Seara bună, în continuare, la revedere. Iată-ne aici, în locul unde pun 5 întrebări la foc automat. Vei avea la dispoziție 20 de secunde pentru a răspunde la aceste întrebări. Dacă nu știi un răspuns, okay, îmi spui pas. Eu trec mai departe. La final, dacă mai avem timp, eu voi reveni la întrebarea la care mi-ai spus pas, așteptând un răspuns de la tine. Okay. Cronometrul se pornește în momentul în care eu termin prima întrebare. Ești gata? Da. Am întrebat 100 de români. Ce poate face în plus cineva care stă la curte față de cineva care stă la bloc? Grătar. Numiți o țară în care este foarte cald. Thailanda. Ce haine purtați prin casă, dar niciodată în public? Pijama. Numiți o insectă care nu zboară. O... pas. Numiți un aparat la care se poate asculta muzică. Radio. Numiți o insectă care nu zboară. Găină. Da, nu, scuze. M-am gândit la ceva. Nu, nu, n-am zis eu asta. Ai spus cumva găină? Găină? Trebuia să răspund repede, m-ai pus. Dacă la... De unde te tragi tu de pământ? Nu, am stat la curte, dar... N-am avut nicio insectă fără aripi. Foarte simpatic. Să nu te judeci deloc aspru. S-au spus altele mai rău. Pace în lume. Hai să vedem cum e cu găinile. Eu am întrebat ce poate face în plus cineva care stă la curte față de cineva care stă la bloc. Tu mi-ai zis găină, mi-ai zis grătar. Câți ori fi spus ca tine? Ia. 33! Foarte bine! Foarte bine!
Numiți o țară în care este foarte cald, te-am rugat eu. Și tu ai spus? Thailanda. Thailanda. Câți ori mai fost, au mai fi spus Thailanda? Ia să vedem. Mă rog, probabil se gândeau la găină. Ce haine purtați prin casă, dar niciodată în public? Mi-ai spus? Pijama. Foarte drăguț. Câți ori fi spus ca tine? 57! Foarte bine! Numiți o insectă care nu zboară. Găină. Și tu mi-ai spus? N-a fost în timpul de cronometru, așa că nu pot să scriu acolo găină. Plânge inima în mine. Deci aici o să câștigi... Ok. Dar nu te voi uita niciodată. Pe tine și pe găina ta. Asta mi-am dorit. Foarte simpatică. Numiți un aparat la care se poate asculta muzică și tu mi-ai spus foarte bine radio. Hai să vedem câte puncte aici. 47. 137 de puncte în total. Felicitări. Mulțumesc. Foarte bine. Poți merge alături de familie să vedem ce facem de aici încolo. Te rog frumos, la noapte să te uiți la reluarea emisiunii. Îți promit, o să dai o bere. Nu-ți putem spune acum, dar trebuie să te uiți la reluare. A făcut bine. Da, da. Tu ai la dispoziție 25 de secunde pentru a răspunde la cele 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, îmi spui pas, eu voi trece mai departe și mă întorc la final dacă mai există timp. Dacă la un moment dat îmi dai un răspuns pe care l-am primit deja și noi nu-i așa ne gândim la unul anume, se va auzi acest sunet. Iar eu voi spune altceva. Păi și sunet și... Vin toate, așa? Cronometru începe în momentul în care eu termin de rostim prima întrebare. Ești gata? Așa, când ești tu gata, îmi spui. Aoleo, ce-și luă o pauză acum? Am întrebat 100 de români. Ce poate face în plus cineva care stă la curte față de cineva care stă la bloc? Grădina, să-și amenajeze grădina. Numiți o țară în care este foarte cald. Turcia. Ce haine purtați prin casă, dar niciodată în public? Pijamale. Altceva? Chiloți. Numiți o insectă care nu zboară. Care nu Pas. Numiți un aparat la care se poate asculta muzică. Radio. Numiți altceva. Dragul meu. Ce am făcut? Tu n-ai făcut nimic rău. Hai să vedem, dragul meu, ce frumos ne-am distrat noi mai devreme. Fii atent, te-am întrebat ce poate face în plus cineva care stă la curte față de cineva care stă la bloc. Mi-ai spus? Să-și amenajeze grădina. Grădinăritul. Grădinării, da. Câți au spus ca tine? 20. Foarte bine. Răspunsul preferat a fost grătar. Grătar. Numiți o țară în care este foarte cald. Turcia. Ai spus. Am spus. Turcia ai spus. Da. Frățică? Dubai. Răspunsul preferat a fost Africa. Cât au zis Turcia? E ok. E ok. Ce haine purtați prin casă, dar niciodată în public? Și tu mi-ai zis? Nu. Chițoi. Cât s-ar fi spus ca tine? Sper. Eu cred că destui, nu știu. Sper și eu. Ia. 8. Nu-i rău. Nu-i rău.
Dragul meu, numiți o insectă care nu zboară. Tu mi-ai spus... Pas. Pas. Nu e insectă, nu? Așa că, la întrebarea asta, puncte... Maxim. Și apoi am spus, numiți un aparat la care se poate asculta muzică. N-am mai avut timp. Și n-a mai fost timp. Însă, înainte să ne bucurăm, nu, vă rog eu frumos. Trebuie să spun ceva pentru că nu vreau să afli de la alții. Nu, uite-te la mine, te rog frumos. Trebuie să-ți mărturisesc ceva. Atunci când Iuliana, așa simpatică cum o știi, a fost rugată de mine să numească o insectă care nu zboară, dă mână. A spus găină. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru familia Ghinea! Haideți încoace! Chiar dacă la runda fulgeri n-am reușit să luați premiul cel mare, îți mulțumesc foarte mult, ești o bomboană. Ați jucat foarte bine azi, mergeți mai departe! Haideți și voi, haideți! Mergeți mai departe și aveți o șansă în plus să luați premiul cel mare, o mașină de familie spectaculoasă! Vă mulțumesc și vouă pentru că ați venit și că ați jucat, bravo, foarte bine! Iar vouă se vor de acasă, numai gânduri bune și vă rog, gândiți-vă atunci când aveți un moment liber! Gândiți-vă la ce spun românii! Toată bună, seară bună!